Bună dimineața tuturor! Am să vă prezint succint principalele acțiuni din săptămâna precedentă. Am să informez că Poliția Locală a desfășurat un număr de 34 de misiuni de patrulare pedestră și auto, din care 5 cu agenți de la Poliția Roman. În cadrul activității de prevenire a comitetei de fapte contravenționale au fost depistate 51 de persoane, pentru care s-au luat următoarele măsuri legale: 11 avertismente verbale, 12 avertismente scrise, 28 de sancțiuni contravenționale aplicate în valoare de 5.250 de lei. Au fost 54 de plângeri și sesizări soluționate, în principal pentru blocarea unor căi de acces, ocuparea abuzivă a unor locuri de parcare, tulburarea liniștii publice, persoane care depozitează moloz sau reziduri din demolări pe domeniul public, apelarea în mod repetat la mila publicului, persoane suspecte în zona bazarului, vânzare de produse în alte locuri decât cele special amenajate. Alte activități: patrulă periodică în zona Bulevardului Republicii, blocul 64 și strada Anton Pan, la părculețele de joacă pentru copii, patrulă pedestră în zona Complex Sportiv și de Agrement Moldova, patrulă periodică în zona Bibliotecii Municipale pentru depistarea persoanelor care consumă băuturi alcoolice și fac mizerie în zonă. Le-am și depistat și astăzi au intrat într-o discuție amicală de conștientizare a comportamentului civic. Măsuri de ordine publică în piața Roman Mușat, antemergător pentru transport agabaritic de pe strada Chimiei până în zona Banc Post. Acestea ar fi în mare plaja de activități desfășurate în săptămâna precedentă. Se rarefiază și numărul de mașini și de persoane venite în concediu, ceea ce ne face activitatea un pic mai simplă și ne poate conduce spre dispunerea unor alte activități pe care le-am și dat în această dimineață: verificări în piețe pentru cei fără autorizații, pentru cei fără avize, pentru cei care au marfă neconformă care pot pune în pericol viața cetățenilor, deci verificări la piețe, la gang, în general vânzarea de produse alimentare, fie că sunt vegetale sau animaliere. Și de asemenea, acțiune la animalele de companie. Va fi o acțiune de conștientizare, dar și de atragere a atenției pentru cei care ies cu animalele de companie pe spațiu public, dar nu se preocupă și de menținerea curată a spațiului public. Vor fi două acțiuni care au fost dispuse în această dimineață. De la Direcția Locală de Evidență a Populației vă pot spune că au fost primite la ghișeu 404 cereri pentru cărți de identitate, din care 88 au fost prin programări online, s-au produs 404 și s-au eliberat 492, fiind și din spate, din urmă. Da? Cereri de pașaport 45, din care la Roman 20, total acte întocmite noi pentru cei care primesc prima dată, cum ar veni, 85, acte de naștere 35, de căsătorie 33, de deces 17. Total certificate eliberate la cerere, care sunt înlocuite, că au fost deteriorate, că au fost furate, că au fost pierdute, 213. Din acestea de naștere 143, de căsătorie 49, de deces 21. De la Direcția Economică vă informăm că am pus în valoare rectificarea primită. Rectificare va mai fi, din ce am înțeles, pentru învățământ pe hotărâri judecătorești, pe plăți restante până la 30 iunie, se referă la cele arierate, da? Datorii mai vechi de 3 luni de zile și așa mai departe. Primăria Municipiului Roman nu are arierate. N-am, avem cum să beneficiem, neavând arierate.
Și deocamdată nimic pe echilibrare. Dar și n-a venit nimic pe echilibrare bugete locale. Sperăm poate în septembrie, poate în octombrie să mai fie vreo rectificare bugetară națională și să se mai... Foarte important este că într-adevăr avem o rată foarte bună de încasări pe ceea ce înseamnă impozit pe venit. Iată ceea ce înseamnă dezvoltarea mediului economic. Iată ceea ce înseamnă de întreprinderi, dezvoltare de întreprinderi și de locuri de muncă la roman. Vreau să vă spun că această componentă a devenit principala componentă a bugetului local în momentul de față. Da? Impozitul pe venit. Și lună de lună încasăm miliarde bune din impozitul pe venit, în special o creștere semnificativă, așa cum vă spuneam, cu peste 17%, vine din faptul că s-a înființat această fabrică pe teritoriul municipiului Roman, TRV-ul, care iată începe să-și facă simțite urmările pozitive în ceea ce înseamnă buget. Vă aduceți aminte că la început erau discuții să dăm sau să nu dăm acele facilități fiscale. Iată că susținerea mea a fost de bun augur și iată că aceste lucruri se fac. Bașca că ei vor intra cât de curând și la impozite și taxe pe clădiri după ce expiră acei 4-5 ani de zile. Sigur, va urma o nouă etapă, o nouă construcție, ceea ce nu ne poate decât bucura. Pe direcția tehnică, săptămâna asta va începe înlocuirea unui acoperiș la Colegiul Tehnic Miron Costin, sperăm în 2 săptămâni să fie gata, pe clădirea principală de la Corpul A. Vom face o prelungire pe rețeaua electrică pe Cocorului, e o promisiune, încă de campanie suntem în măsură să o facem acum. Prelungire pe rețea electrică pe Cocorului, așadar în zona cimitirului nou. Se pregătește documentația tehnică pentru scos pe SIAP, canalizare menajeră și pluvială în cartierul Petru Rareș. Da? O altă analiză pe care am făcut-o în perioada inundațiilor, a ploilor abundente care au creat disfuncționalitate acolo. Deci pentru cei din cartierul Petru Rareș o veste bună. În această săptămână va fi analizată documentația care vine de la proiectant cu canalizarea pentru acest cartier pe zona de rețea menajeră și rețea pluvială. Ea va fi extinsă lucrarea pe 24 de luni, va fi scoasă pe SEA până la sfârșitul săptămânii, probabil se va judeca până la sfârșitul lunii septembrie și va fi întinsă pe 24 de luni de la data semnării contractului. Săptămâna viitoare ne propunem și inaugurarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. Lucrăm acum și încercăm să sprijinim cu mobilier nou mai multe clase. Ne-am propus un calup de 10 clase, să facem un efort major în această perioadă, strângem din alte părți, mai facem economii pe alte lucruri, mai prelungim plățile la alte activități și încercăm să facem un plus, așa încât știu că ei aveau mobilier bun pentru 10 clase, 10 clase să le facem noi, ar mai fi vreo câteva clase din mobilierul care mai există, cel mai putem remedia pentru în perioada următoare, astfel încât la 15 septembrie se poate începe școala acolo. Deci săptămâna viitoare vom vedea exact ziua, lucrările practic sunt aproape finalizate, dar e vorba de amenajările interioare, de șters praful, de pus, de... Săptămâna asta, de altfel, îmi propun și o ședință cu directorii de învățământ. Am să rog biroul evenimente speciale, mâine să-mi pregătească o convocare pentru ora 10 cu directorii unităților școlare din municipiul Roman, în care voi discuta elemente de activitate, de pregătire pentru debutul anului școlar 2016-2017. Direcția de servicii edilitare, de asemenea, au efectuat mai multe activități, performația de construcție, au continuat lucrările la centrala termică a primăriei, care a intrat într-un amplu proces de modernizare, cofrat și turnat platformă din beton la sera primăriei, aproximativ 150 de metri pătrați, extinderea suprafeței de depozitare, ghivece, flori, plante pentru decorate. Monta bordurile dislocate la 2 parcări longitudinale de pe varianta de vest a municipiului Roman, am trecut pe acolo, le-am sesizat și am văzut că se vede urât
și am rugat acolo să se reabiliteze partea de borduri dezlocate și în același timp să se erbicideze trotuarul care începuse să fie invadat de vegetație, precum să fie cosit și partea dinspre ocolitoarea Roma în vest a digului de pe Moldova. Am trecut ieri acolo și lucrurile arată incomparabil mai bine, mai frumos, pentru că chiar dacă e în afara orașului, nu ne este indiferent cum arată și această parte. Chituite luminatoarele de la hala platformei serviciului public de pe strada Ogoarelor, prelucrat elemente din lemn pentru foișorul din parcul municipal și pentru mâna curentă a foișorului. Formația de reparații și întreținere drumuri a executat următoarele lucrări. Finalizat asfaltarea trotuarului din strada Ecaterina Teodoroiu, asfaltat canal traversal pentru evacuarea apei din precipitații la o parcare din strada Ecaterina Teodoroiu, aplicat covoare de asfalt pe strada Alexandru Zira, Aleea Iasomiei și Muncii. Activitatea de serviciu administrare parcuri sere spații verzi, formația administrare parc municipal, activitate de agrement cu ambarcațiuni pe lac și închirierii teren sport, încasări în săptămâna trecută de 8.200 de lei, un record pentru pentru săptămânile din această perioadă, 8.200 lei numai săptămâna trecută. Cosit, adunat, transportat iarbă, reparat și vopsit ambarcațiuni, înlocuit stâlp și mână curentă din lemn de la insula Cascadă, acolo unde s-au slăbit, toaletat și lăstărit arbori, igienizare și dezinsecție la adăpostul de păsări și animale, înlocuit și vopsit ștacheți de lemn la tribuna terenului de mini-fotbal din parc, înlocuit împrejmuirea din lemn de la aleea din jurul țarcului Căprioarelor. Formația din serie spații verzi a cosit în strada Tirului, Anele Vasile Lupu, părculeț Muzeul de Artă, Primărie, Casa de Cultură, Dumitru Roman Mușat. De asemenea, tuns gard viu pe Anton Pan și pe Bulevardul Roman Mușat. Se lucrează la amenajarea spațiului verde la Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B. Ierbicidat Bulevardul Republicii, Anton Pan, Bulevardul Roman Mușat de la Poarta Sud până la sensul Giratoriu Florilor, Alexandru cel Bun, Traian, Vasile Lupu, curățat jardinierului pe Bulevardul Roman Mușat, plantat în pietonal, elemente de plante decorative și în jardinierele de pe Roman Mușat, curățat lacul din Parcul Municipal, pe energetic și iluminat public, serviciu energetic și iluminat public, continuat lucrări la centrala termică de la Seră, montat pereții sandwich, s-au început lucrări de etanșare la geamuri Seră, s-a confecționat întinzătoare pentru blocul 16 Anton Pan, s-au montat 7 bănci la corpul B al liceului Colegiul Național Roman Vodă. Formația de iluminat public a avut 11 intervenții, revizii semafoare cu zavodă și gară, demontat coloane electrice și tablouri electrice ce au fost pentru târgul Meșteșugarilor. Lucrări propus pentru săptămâna aceasta, continuare lucrări de tanșare la Seră, montare plasă pentru gard despărțitor la platformă, intervenții la iluminat public, montat corpuri de iluminat și aparate electrice la școala Vasile Alexandrei, verificare prize de pământ. Pe serviciu administrare parcări semnalizare rutieră, s-a retrasat treceri de pietoni Veronica Micli și Smirodava, tot întreba doamna Flora cu Smirodava cu trasatul, axul longitudinal pe Veronica Micli și pe Smirodava până la abator, treceri de pietoni pe Ecaterina Teodoroiu, refăcut marcaj la școala Calistrat Cogaș, școala Colegiul Tehnic Miron Costin, corpul B, înlocuit indicatoare atenție copii, refăcut marcaj de trecere pe ton plus axul longitudinal pe Vasile Lupu, de la zona 5 drumuri până la ștrand, inclusiv intrare în ștrand, refăcut marcaj trecere pe ton plus ax longitudinal la școala Roman Mușat. Indicatoare rotiere foliate și montate trecerii pe ton și limitare de viteză în zona școlii Roman Mușat, remontat limitatoare de viteză pe strada Mihai Viteazu, școala Calistrat Hogaș,
repoziționat indicatoare în zona liceului Colegiului Tehnic Danubiana, montat indicator oprire interzisă în Aleea Liliacului, toaleta pomii din Suceava, Piața Mare, Griviței, Mihai Viteazu, unde nu se puteau vedea semnele de circulație, transporta garduri necesare blocării pieței Roman Mușat, cu activitatea care a fost cu citirea eroilor, parcări de reședință, s-au eliberat 12 contracte de parcări, s-au actualizat baza de date cu 15 contracte. Vreau să vă spun că s-au încasat de la parcometri 5707 lei, s-au eliberat tichete în valoare 360 lei, deci un total încasări la parcări publice cu plată 6067 de lei. Cam acestea ar fi activitățile de la Direcția de Servicii Edilitare. Complexul Moldova. Total încasări 24.000 de lei. Au fost în această săptămână 2.369 de persoane. Numai în weekend, sâmbătă, s-a încasat 5.368 de lei de la 488 de persoane, iar duminică 17.144 de lei de la 1.457 de persoane. Iată că și în această duminică au fost aproape 1.500 de persoane în strand. Total încasări de la foișoare, 1.220 de lei, 56 de foișoare au fost închiriate. În noaptea de 25-26 august a fost distrusă o barieră pe sensul de ieșire spre strada Vasile Lupu, a fost depistat vinovatul, a fost prins, discutat cu el foarte ferm, hotărât, a plătit contravaloarea pagubei în valoare de 1.600 de lei. La acest moment este reparația făcută și deci problema rezolvată. Dar mulțumim celor care au fost vigilenți, serviciului nostru de acolo, care a intervenit în timp util și a pus mâna pe delicvent. Serviciul situației de urgență raportează pregătirea pentru control de săptămâna viitoare. Se pare că avem control pe linii de situații de urgență o lună. Ne-am propus în această perioadă să facem din nou un exercițiu. Știți că noi tot am făcut exerciții pentru incendii, pentru cutremure, pentru inundații. Ne propunem să refacem un exercițiu la cutremur, dar de această dată mi-aș propune să facem un exercițiu la cutremur pe timp de noapte. De obicei este mult mai comod, mult mai simplu să-l faci ziua. Din păcate, calamitățile și marele dezastre când vin, există deja o periodicitatea lor care demonstrează că se întâmplă cu o mai mare cadență noaptea. Și atunci mă gândesc că ar fi foarte bine să pregătim un astfel de exercițiu, pentru că avem experiența ceea ce s-a întâmplat în Italia, ferească Dumnezeu, deplângem pe cei care au suferit sau suferă, aducem condoleanțe familiilor îndoliate, dar în același timp trebuie să fim pragmatici, să ne apărăm proprii cetățeni. Și în luna septembrie ne propunem o astfel de acțiune, chiar dimineața în operativă am propus să fie la cutremur, dar să fie și pe timp de noapte. A început de la Direcția de Asistență Socială, a început de redistribuirea alimentelor între categorii. Da? Știți că au rămas circa 400 de pachete și am dispus să fie între categorii, trecut într-o parte în alta, unde au simțit că mai e nevoie, dincolo unde au rămas, astfel încât să raporteze către prefectură o activitate foarte bună și rezolvată în timp util. De la APASERV, rețele de apă, știți că miercuri spre joi am avut oprită apa, am avut de remediat o avarie majoră în Mihai Viteazu, zona 3-5, s-au înlocuit robinezi de concesie în Gloriei, în Bulevardul Republicii, s-a remediat defecțiunea la hidranții de la Casa de Cultură și de la Spital. Lucrarea aceasta a efectuat-o SECE Locato. Mâine va începe o intervenție zona Mihai Eminescu, blocul 7, apă și canal. În rest nu avem probleme de sesizate majore. De asemenea, se va interveni la o pierdere de branșament pe strada Nordului numărul 4
și la distribuție Mihai Viteazul 3.5, v-am zis, care se va, care s-a și rezolvat. În Tudor Vladimirescu, blocurile 13A, blocul 13, care s-a și rezolvat. S-a înlocuit robineții de concesii și în Tineretului și în Mihai Viteazul și în Crizantemelor. S-a înlocuit placă Cămina Pometru Smirodava, blocul 10. Pe canal s-a verificat și s-a făcut curățare în cămine în Dubrava Roșii, numărul 36, plus cabinetele medicale, în Ion Creangă, blocurile 4 și 6, în Cea Rosete, blocurile 20. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Smirodava, blocul 20 și Vila 16, în Dobrogeanu Gherea, blocul 8, în Bulevardul Roman Mușa, blocul 68, scara A, în Ion Creangă, blocul 6, în Dubrava Roșie, numărul 36, în Gloriei, zona Sabus, plus blocul 19, scările A și B, Alea Liliacului, blocul 9 și blocul 11, Bulevardul Republicii, Vila 2, în Cea Rosetii, blocul 20, Miron Costin, blocul 2, scara B, în Alea Tudor Vladimirescu, blocul 2, scările C și D, în Cuza Vodă, blocul 5, scările C și D. Alte activități, curăța cămin în Dumbrava Roșii, numărul 36, reparat clapet la stația de repompare 3, executa canal scurgere exterior la stația de pompare ape uzate 3. Cam acestea ar fi activitățile desfășurate de APASERV. După cum vă spuneam, SECE Locatu a rezolvat reparația la cei doi hitranți tot în noaptea de miercuri spre joi, la Casa de Cultură și la Spital. A reparat acoperișul blocului ANL de la Ștefan cel Mare, rezolvat, este terminat. Cam acestea ar fi activitățile în mare pe care le-am desfășurat. Câteva lucruri legate de activitățile de săptămâna trecută. Luni, operativa, apoi operativa mare cu toți șefii de servicii și de direcții din primărie, apoi operativa mică cu societățile, cu APASERVO și cu Locato, a avut loc conferința de presă, apoi o ședință tehnică cu city managerul domnul Bojescu, cu directorul tehnic domnul Ioniță, cu șeful achiziții publice domnul Văcaru, cu UIP-ul, doamna Irina Păvăluță, consilierul personal pe probleme financiare, domnul Mihai Plai, cu domnul secretar privind depunerea de proiecte. De altfel, noi am și reușit joi să depunem 4 proiecte importante la ADR Nord-Est. Și am depus, iată, intrăm, să sperăm cu, și cu drept, un exercițiu financiar 2014-2010, care începe pe la jumătatea lui, da? Nu datorită nouă, ci datorită celor care mereu au schimbat ghidurile, cererile de finanțare și, în general, modul de depunere a documentațiilor tehnice. Am depus 4 proiecte. 2 pe 5-1, pe ceea ce înseamnă monumente, și aici mă refer la Casa Sergiu Celibidache și la Casa Manolescu Strunga, ca viitor muzeu al personalităților romașcane, și 2 pe 52, reabilitarea zonelor verzi, parcuri și creșterea nivelului pe mediu, parcul Jora din zona de sud-vest a municipiului Roman și parcul Zăvoi din zona sud a municipiului Roman. Sperăm la începutul săptămânii viitoare să depunem al 5-lea proiect pe un calup pe blocuri, pe anvelopare termică. Și iată, am avea 5 proiecte europene deja depuse, ceea ce ar fi un lucru bun. Sigur că dați în cont că în exercițiul financiar trecut am avut 9 proiecte europene câștigate. Ei, din astea 5, măcar 2-3 de le-am câștigat în primă fază, ne propunem. Eu m-aș bucura să le câștigăm pe toate. Și ne pregătim pentru celelalte axe care încă nu au ghidurile finalizate pentru a se putea depune proiectele. Deci, 5 pentru ce s-a scos până acum, vom avea, până la sfârșitul săptămânii viitoare, 5 proiecte depuse către ADR Nord-Est. Cred că e un lucru bun, s-a lucrat acerb săptămâna trecută, s-a lucrat zi și noapte în primărie. Eu am venit și am semnat, na, asta, dacă așa trebuie, eu, mi se pare o mare prostie, după ce sunt hârtii și proiecte semnate de proiectanți cu ștampile, trebuie să semneze și ștampileze primarul pe fiecare foaie. Am semnat câteva mii de foi. Miercuri seară, de exemplu, am semnat de la ora 8 seara până la 11:30. Asta este, nu e niciun fel de problemă, e important să fie cu folos. De plâns nu ne plângem, vă spun doar că sunt niște lucruri care mie mi se par anomalie, adică am zis că
sensibilizăm lucrurile, le flexibilizăm, eliminăm din birocrație, de unde? Birocrația crește ca făt frumos, cât alții în 10 ani într-un an. Mă rog, mergem mai departe, nu ne plângem, luptăm. Miercuri, ședință cu conducerea spitalului, stabilit o serie de acțiuni, de activități. Continuăm monitorizarea și verificarea tuturor lucrurilor. Ați văzut că deja cu Hexifarma treaba începe să se evapore. S-a făcut un mare tamtam care se pare că a fost un mare fâs. De aceea v-am spus că și noi am avut produse de la Hexifarma atunci când am fost întrebați, dar toate analizele au ieșit bune. De asta m-am mirat ce s-a întâmplat. Dar acum se dovedește că a fost mai mult așa un dum-dum decât o chestie foarte precisă și bine depistată. Apoi discuții cu Colegiul Național Roman Vodă vis-a-vis de amenajare, de deschidere. Cu Direcția Urbanism, miercuri, ședință de asemenea cu o persoană abilitată în ceea ce înseamnă construcția de incubatoare de afaceri, care de fapt administrează unul din cele mai mari, dar și cele mai prolifice incubatoare de afaceri din țară. Întâlnirea s-a desfășurat în prezența șefii serviciului Serviciu Monitorizare din primărie, domnișoara Mioara Cocea, Ana Maria Alexi, șefa urbanismului, domnul Bojescu, city managerul. Ideea este de a înființa și la Roman un incubator de afaceri. Ne-am fixat o idee pe care încercăm în perioada următoare să o materializăm ca și locație, ca și documentație, ca sarcini ce ne revin nouă, ce revin partenerului, dar și modul în care vom realiza acest parteneriat. Fie că va fi pe metodologia PPP, fie că va fi efectiv doar simplu prin achiziție publică, vom încerca ca lucrurile să fie foarte corecte și foarte transparente, dar sigur că este un proiect incitant la care și noi subscriem. Important este să găsim modul în care ne implicăm și sarcinile ce revin fiecăruia. Joi și vineri am fost plecat la Brașov, la Liga Aleșilor Locali. Joi, după amiază, a avut loc întâlnirea participanților pe regiuni. A fost pe regiunile Transilvania-Banat, regiunea Moldova, Dobrogea-Oltenia și Muntenia, patru regiuni, în care s-au discutat probleme, au fost consultați primarii pe 10 probleme venite chiar ca idee din partea primarilor. Unul ar fi salariile angajaților din primării și instituțiile subordonate, ținând cont că majoritatea angajaților din administrația publică locală au venituri salariale brute aproape ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie, echilibrarea bugetelor locale din sume și cote defalcate din impozitul pe venit și TVA, accesarea fondurilor europene și eliminarea birocrației din proceduri privind achizițiile publice, ceea ce am spus și eu, funcționarii publici din primării ar trebui să fie mai bine pregătiți prin cursuri de formare și specializare, unii n-au posibilitatea, noi am făcut în fiecare an, aici eu zic că noi stăm bine, măsuri guvernamentale în sprijinul primăriilor care au accesat împrumuturi bancare pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă și noi aici ne-am rezolvat și stăm bine, finanțarea investițiilor primăriilor care nu îndeplinesc punctaje din fișele de măsuri în cadrul PNDR-ului 2014-2020 cu scopul de a echilibra șansele de dezvoltare, statutul și atribuțiile poliției locale, schimbări legislative în sensul măririi numărului de polițiști locali la 1000 de locuitori, statutul aleșilor locali,
adaptat, actualizat la cerințele societății actuale, adoptarea unui cod administrativ al României, instrument principal de simplificare a legislației, care să unifice legislația actuală în domeniul administrației prin asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleași realități juridice, ajustarea salariilor primarilor în funcție de răspunderea directă a acestora și bugetul localităților. Acestea au fost cele 10 probleme care s-au discutat la dezbaterile zonale. Anterior, cu circa 30 de zile înainte, aceste probleme au fost propuse de către primari prin intermediul echipei PNL Direct, forum.pnl.direct. Este vorba despre un forum de dezbatere destinat în egală măsură membrilor simpatizanților PNL din țară, precum și comunităților românești din străinătate, o platformă pentru dezbateri pe teme de maximă actualitate. Această platformă PNL Direct este acum disponibilă și pe mobil. Orice utilizator de smartphone o poate descărca din App Store sau Google Play și instala pe telefonul mobil. Și prin intermediul aplicației sunt transmise în direct cele mai importante evenimente ale PNL-ului. Asta s-a întâmplat joi după amiază. Vineri dimineață a avut loc ședința în plen a Ligii Aleșilor Locali, unde au fost mai multe discuții, dezbateri, care s-au încheiat cu o rezoluție a Partidului Național Liberal, partidul care va fi considerat de aici încolo Partidul Administrației Locale, Partidul Primarilor. Și plecând de la ideea că Partidul Național Liberal crede în valorile profesionalismului, meritului și echității și susține o lege a salarizării unitării bazată pe valori și nu pe calcule meschine electorale, crede în valorile transparenții și onestității morale și profesionale și susține adoptarea unui cod de integritate pentru funcțiile publice, un cod general care să se refere la toate funcțiile publice, elective sau numite, locale sau naționale, și care să privească regimul conflictelor de interese și se referă la îndeplinirea cu integritatea unei funcții publice, s-au preluat în programul de guvernare și adoptat prin această rezoluție următoarele puncte. 1. Descentralizarea cu asigurarea resurselor financiare pentru fiecare unitate administrativă teritorială. 2. Atribuțiile administrației locale pentru sprijinul mediului economic local, adică predarea unor pârghii prin care administrația locală să poată sprijini efectiv mediul economic local, salarizarea funcționarilor publici cu o creștere medie de 22% începând cu anul 2017, statutul aleșilor locali, codul incompatibilităților, pe care s-a insistat foarte mult și cred că va fi de maximă utilitate, salarizarea aleșilor locali, simplificarea procedurilor pentru creșterea gradului de atragere a fondurilor europene și pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală. Cred că acestea sunt lucruri foarte importante, care au fost dezbătute și discutate. A fost o activitate bună, zic eu. Sper ca cât mai multe din aceste lucruri să se și materializeze, astfel încât lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine pentru societatea românească în ansamblu și pentru fiecare comunitate în parte în special. Sâmbătă, duminică, am participat la oficierea unor căsătorii, acolo unde am fost rugat în mod special, am fost prezent. Iar în data de 28 august a desfășurat în incinta strandului din Roman Tuning Fest Meeting, manifestare adresată posesorilor și pasionaților de mașini modificate. La evenimentul de duminică au fost prezentate romașcanilor interesați de automobilism un număr de 30 de mașini modificate la exterior, interior, parte mecanică, sistem audio sau la toate acestea simultan. Începând cu anul viitor, Primăria Municipiului Roman intenționează să organizeze un festival al mașinilor modificate timp de o săptămână în Roman. A fost un debut. Pofta de un astfel de meeting ne-a făcut să gândim o activitate care se desfășoare pe parcursul unei săptămâni în anul calendaristic următor.
Cam acestea au fost datele, informațiile pe care vi le-am adus. A fost o săptămână plină și din punct de vedere activității administrative și din punct de vedere activității politice, drept pentru care am dorit să vă aduc la cunoștință, iar prin intermediul dumneavoastră, romașcanilor noștri, toate aceste activități, lucrări, evenimente desfășurate în săptămâna precedentă. Dacă sunt întrebări... Ați spus că acum încasările de impozituri pe venit sunt o sută importantă. Foarte importantă, da. Din punct de vedere al sumei ce ajunge la bugetul local. Anul trecut a fost o problemă cu modul în care s-au calculat anumite sume ce reveneau municipiului Roman și a fost o discuție întreagă cu cei de la Direcția de Finanțe. S-a mai repetat? Nu e cazul? S-a schimbat modalitatea de... Nu am avut sesizări de la Direcția Economică pe această problemă. N-am avut niciun fel de sesizare asupra existenței unor disfuncții. Au făcut niște demersuri, dar nu au fost... Stați un pic, impostul pe venit e ăla care ne vine direct. Eu anul trecut vorbeam despre demersurile din cote defalcate pe TVA. Știu că nu e din impostul pe venit, dar și cotele defalcate trebuie să vorbim. Da. Nu, au venit regulat lună de lună, nu am avut probleme până acum. Nu. De anul trecut. Nu. Cam ce înseamnă pentru bugetul local al municipiului Roman acest impozit? Ați spus că trebuie să termine de lucru. Adică? Înseamnă 8-9 miliarde lunar. Deci fiecare lună? Da. Da. Nu știu pe de rost. Nu știu că e rețea și pluvială și menajeră. Principala problemă, acolo prețul de referință de cost se ridică cam în jur de 2 milioane de lei noi. Cam 20 de miliarde de lei vechi ar veni, nu? Preț de control. Prin licitație sigur că ele scad. Cea mai mare problemă acolo este declivitatea zonei, pentru că de aceea avem problemele în Petru Rareș, zona este densă colinară și ne produce mari disfuncții pentru tragerea coloanelor. Dar o să vedem, vor fi două loturi, practic o lucrare mare compusă din două loturi, poate să fie adjudecată de constructori diferiți, una pe ceea ce înseamnă apă pluvială, una pe ce înseamnă apă menajeră. Și licitația se va face prin SEAP în formă electronică. Discuțiile despre incubatorul de afaceri, să înțeleg că ați identificat o zonă? Am identificat o zonă, am identificat o persoană și fizică și juridică care are experiență în acest domeniu și care administrează și a aprobat viabilitatea. Chiar la discuția pe care o avem, discutam și ne spuneau despre foarte multe incubatoare de afaceri care după ce au fost înființate au murit. Și atunci trebuie avut foarte mare grijă astfel să creăm un sistem de susținere a mediului economic, a mediului de afaceri juvenil, haideți să spunem, care pleacă din T0, V0 egal cu 0, care să poată să construiască un mediu de afaceri tânăr, dar viabil, care să se poată autosusține. Aici intervine colaborarea dintre cel care vine cu consultanța, primărie și administratorul acestui incubator de afaceri. Este în studiu la serviciu monitorizare din primărie, la serviciu juridic și au termen în prima parte a lunii septembrie pentru a propune o formă de colaborare și o formă de lucru prin care să putem materializa ideea. Practic, în momentul de față avem un concept pe care vrem să-l traducem într-o activitate practică. Aș vrea să vă întreb dacă
statelor care au beneficiat de acele lucruri de anulare tehnică pe bani guvernamental, pe cele două blocuri, de la hotel până la central. Partea aceea de cofinanțare nu achitase tot proprietarul la un moment dat, dar s-a avut dificultăți în a recupera banii. Eu știu că în mare parte este rezolvată. Sunt doar probabil câțiva restanțieri față de care ne-am întreptat juridic. Problema deșeurilor, înțeleg că depozitul temporar de la noi ajunge ușor-ușor la capacitatea maximă. Nu știu ce ar însemna asta, poate până la final de an. Exact. Și... exact. Dacă nu o să avem licitația până la final de an, făcută de către asociațiile de dezvoltare care tutelează aceste activități sub umbrela Consiliului Județean, probabil ne vom vedea nevoiți să facem și noi ceea ce fac și alții acum, cu riscul creșterii costurilor a transportului către Girov. Deci protecția mea a fost în primul rând și n-a fost o încăpățânare, m-am gândit la romașcanii mei, să nu prețul va crește automat. Și cu două componente, cu transportul Roman Girov și cu taxa către Consiliul Județean pentru groapa de la Girov. Da, știm dacă trebuie să transportăm și deșeurile care există acum. Vor trebui transportate în viitor. Nu arde, se poate face o eșalonare în timp ca pe parcursul a 2-3 ani. Important e să intrăm de acum într-un flux normal. Asta ar fi ideea, că pe parcurs le poți căra încetul cu încetul, încetul cu încetul, poți rezolva problema. Poți o parte să duci prin stație, adică eu am gândit niște mecanisme ca să ieșim la costuri cât mai jos. După cum vedeți, bugetul nostru nu este unul foarte generos, dar este unul pe care zic eu că îl instrumentăm foarte bine. Pentru că facem foarte multe lucruri în oraș și vedeți că nu avem arierate. Nu avem un sprijin consistent din altă parte, în momentul de față. Eu sper că în perioada următoare vom avea, poate atât în echilibrare generală sau în implicare punctuală, am câteva lucruri pe care lucrez. Important e că bugetul este foarte bine gestionat, iar de asemenea responsabilitatea mea este să duc lucrurile la capăt, cu foarte multă atenție. Mulți vin cu hirupiși și îți dau cu părerea aia așa, aia, nu se face așa. Se stă, se calculează, se analizează, se face o analiză cost-beneficiu, lucrurile trebuie să funcționeze într-un anumit fel. Este foarte ușor să-ți dai cu părerea când nu cunoști mecanismele. Nici eu nu cunosc toate mecanismele, dar întotdeauna îmi chem lângă mine profesioniștii, specialiștii, stau de vorbă, iar din datele pe care mi le dau ei de input, pot să vin cu o soluție, eu sau ei. Și întotdeauna adoptăm soluția cea mai bună. Așa vom face și de aici încolo, astfel să asigurăm funcționarea. Și ultima întrebare, cimitirul din Gardelul Nicolae Bălcescu este funcțional? Da. Pot fi folosite locuri? Deja s-a îngropat acolo. Exact, asta vreau să vă întreb dacă este deja utilizat și cum se procedează? Să merge la administrația cimitirului? Da. Da? Da. Se solicită și se aprobă înhumarea acolo fără niciun fel de problemă. Simplu. Mulțumesc. Cu plăcere. Ați vorbit despre problemele cu risc seismic. În afară de blocul publică care a fost consolidat, ce alte clădiri publice au risc seismic? Păi a fost Casa Hogaș pe care am reabilitat-o. A fost biblioteca cu turnul Florentin pe care le-am reabilitat. Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B, pe care l-am reabilitat. Casa grădinarului care a devenit casa vânătorului din parc, pe care am reabilitat-o, ar mai fi casa pionierului, deci școala armenească, nu e în pericol de prăbușire, ar fi poate casa Manolescu Strunga și Celibidache, să sperăm că apucă. Da? Noi ne-am prea preocupat, am încercat și încercăm să le rezolvăm. Nu avem sesizări majore la locuințele în condominiu, la blocuri, dar depinde cât de mare e cutremurul, cât de la suprafață e, pentru că ați văzut că cutremurul din Italia a fost mai mic decât cutremurul pe care l-am avut noi în 1977. Noi am avut de 7,4 și aici a fost parcă de 6,8. Dar a fost la suprafață.
Dar a fost la suprafață. La momentul ăla la noi a fost la adâncime de 147 de kilometri, iar aici a fost la 10 kilometri suprafață. Sigur că diferă. De asemenea, diferă și de transmisia undei de șoc. Una e dacă pleacă sinusoidal în valuri cu un delta fi mai mare, alta e dacă e cu un delta fi mai mic. Depinde foarte mult. S-au făcut, nu numai acum, s-au făcut și înainte presiuni și din câte știu eu de la spital e pe o cale de soluționare cu înființarea unei gărzi, al doilea rând de gărzi la spitalul județean care să funcționeze detașată pe spitalul municipal. Probabil că după alegeri, când lucrurile se vor aranja, va fi o mai mare deschidere. Acum se pregătesc alegerile, sunt foarte multe lucruri concentrate, demersul nostru există, sperăm să găsim o soluție tampon pentru perioada aceasta și o soluție definitivă ulterior. Vorbeați de corpul Roman Vodă. Vinerea a avut loc la Colegiul Național Roman Vodă, o întâlnire emoționată a ultimei promoții de doamne care au absolvit corpul de liceul de fete de atunci. M-a impresionat faptul că aceste doamne chiar au lăcrimat ceea ce ați realizat acolo și au venit cu o propunere atunci când au ascultat de ce că este nevoie de mobilier, de a face o subscripție publică. Dumneavoastră au început cu o mică donație, nu știu, au avut 2-3 milioane de bani de doamnă Jora. Deci, așa și o propunere pentru dumneavoastră și inspectoratul școlar, ca acest corp de, să nu se mai cheme corpul de al Colegiului Național Roman Vodă, să poate denumirea aceea de pe frontispiciu, liceu, Sturza Cantacuzino, în memoria doamnelor. Eu am avut în plan așa ceva. Dar asta înseamnă înființarea unui liceu separat de Roman Vodă. Ca să poarte denumirea liceu Sturza Cantacuzino, trebuie înființarea unei noi instituții de învățământ. Nu este imposibil. Cred că Romanul ar putea să aibă două licee de elită pe ceea ce înseamnă pregătire teoretică de înaltă performanță, dar deocamdată să-l terminăm, să intrăm în funcționare, să vedem câți elevi sunt, să vedem rata de școlarizare pentru următorii ani. Trebuie să facem o analiză, așa cum vă spuneam, foarte pertinentă și foarte clară ca să știm ce putem propune. Adică să nu înființăm ceva doar de dragul înființării. Da, dar nu, poate să fie, dar nu oficial. Poate să-i spune. Adică cum o cheamă pe una Maria, că îi spune de acasă Maricica, îi spune, dar în buletin e tot Maria. Așa și aici. Poate să-i spune că e clădirea Sturza Cantacuzino, dar e tot corpul B a Colegiului Național Roman Vodă, instituțional vorbind. De asta lucrurile trebuie așezate într-o formă. 25 sau 26. 26. Da, și mai sunt încă 10 mobilier bun care există, 20. Noi mai avem pregătirea din cel vechi, încă 5 săli de clasă. Eu cred că îl mobiliez până începe anul școlar. Dar nu avem nimic împotrivă să se facă o acțiune prin care să se sprijine, pentru că tot ceea ce înseamnă activitate de voluntariat, tot ceea ce înseamnă implicare și contribuție, creează o soliditate a etosului comunitar și creează o mult mai multă trăire și implicare directă. Nu este o pasivitate față de activitățile și acțiunile comunității. N-am nimic împotrivă și putem susține și da sprijin. Și ca și primar cu două mandate.
v-ați simțit vreodată șantajat de presă și credeți că trebuie acest lucru generalizat? Nu, eu nu m-am simțit niciodată șantajat de presă. Niciodată nu m-am simțit. Am avut întotdeauna discuții constructive. Bun, eu am spus că întotdeauna și fără am susține eu că puiul meu e mai frumos și mai deștept. Eu am spus întotdeauna, mie mi s-a păzut presa de la Roman mai așezată și mai constructivă. Acum nu pot să cred că la Roman presa merge pe axa pozitivă a lucrurilor și în alte părți poate ori fi și ziariști, mai cârcotași, mai dificili. Dar de aici până să interpretez că se merge către șantaj, mi se pare cam mult. Nu cunosc, de aceea nu pot să-mi dau cu părerea. Am înțeles. Publicarea datoriilor la bugetul local sau la bugetul de stat este o obligație. Miercuri, noi avem ședință de Consiliul Local, miercuri aceasta, da? Nu mâine, poi mâine. Vom aproba în ședința ordinară, ca punct suplimentar, chiar azi în operativ am discutat să introducem punct suplimentar, în care să stabilim pragul de la care să publicăm datoriile către bugetul local. Că n-ai să publici de la 5 lei. Și asta e în atributul Consiliului Local să ia decizia. Dacă e de la 5 milioane, de la 10 milioane, pe persoane fizice și pe persoane juridice. Deci ăsta e atributul nostru, să fixăm pragul de la care publicăm. Dar, atenție, suntem obligați de lege să publicăm. În momentul când noi publicăm datornicii, evident că dumneavoastră presa și nu numai dumneavoastră, preluați informația și ea să discută în mediul public. Asta nu înseamnă că dacă dumneavoastră ați preluat o informație, dacă eu aș avea datorii la bugetul local și ați scrie primarul municipiului Roman are datorii la bugetul local, eu ce să vă spun, că nu e așa? Dacă aș avea, n-am. Dar dacă aș avea, nu, eu în luna februarie totdeauna mi-a achit toate taxele și impozitele. M-am obișnuit, nu de când sunt primar, de când sunt contribuabil, de când am rol în primărie. Așa încât că dumneavoastră preluați o informație, ați preluat-o, dar ea este publică. Atenție, ea este publică. Iar cei, că zici, da, domnule, presa deci n-are nicio vină, că a luat-o și a dat-o public. Dar cine? Cei care au furnizat-o publicității? Ăla e organul fiscal local, regional sau național, care, atenție, repet, prin lege, e obligat să facă publică lista datornicilor. Și cred că am închis acest subiect foarte clar și concis. Nu l-am închis, nu? Nu, gata. Vă spun că toate partidele politice în ultima vreme au făcut ce au făcut și au început să cam caute nod în favor presii care se află într-o dificultate financiară cum n-am mai fost niciodată. N-am văzut nici în programul liberalilor nimic în demers concret, apropo de demersul legislației, de care să vină să sprijină presa și libertatea de cuvânt în același timp, pe care e cu toți oamenii. Eu mi-aduc aminte foarte clar că a fost o discuție în Parlament în care șeful grupului PNL a susținut atunci ideea de libertatea presei vis-a-vis de niște comentarii care se făceau în țară din partea guvernamentală, din partea PSD, și mi-aduc aminte că s-a făcut o declarație politică în Parlament, în Camera Deputaților. Orice alt derapaj care există, sigur că trebuie să vină din partea dumneavoastră să propuneți un lucru care să fie preluat și susținut. Pentru că este o vorbă din străbuni, nu? Copilul care nu plânge nu-i dă măsățăță. Deci... Deci dacă... Deci... Un proiect de lege, da. Așa fel încât categoria aceasta de... această profesie să fie încadrată acolo unde merită, pentru că noi lucrăm și în vânt și în ploaie, adică niște condiții deosebite, nu lucrăm doar la birou, și să fie tăiate cele pensii speciale care sunt oricum discriminatorii, pentru că acele pensii speciale care se... Pensiile speciale ale cui? Ale jurnaliștilor a fost un proiect... Da, uite, eu vedeți că nu cunosc subiect, da? ...care spune că doar jurnaliștii care sunt înscriși în anumite
mi se pare o discriminare. Automat, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, fără să știu în profunzime, mi se pare o discriminare. Deci răspunsul meu este următorul. Dacă voi candida, dacă și dacă voi și ajunge, vă promit să vă susțin. Mai am două întrebări. Două întrebări, doamna Floare. Da. Terenul de sus, din spate, nu? Din spate, de la corpul vechi. Da. Ei, pe terenul ăla eu am un plan să construiesc o sală de sport a colegiului Roman Vodă. De aceea nu m-am implicat în niciun fel de investiție acolo. Colegiul Național Roman Vodă nu are o sală de sport adecvată pentru un colegiu de amploarea lui. Unul din primele 50 de colegii naționale din țară, din România. Nu are o sală de sport. Și am ambiția, după ce am reabilitat corpul B, după ce am reabilitat corpul A, după ce am reabilitat Casa Hogaș, să construiesc și o sală de sport pentru Colegiul Național Roman Vodă. Până atunci n-am ce să-i fac, doar să... Da, ce să-i fac? Să-l dau jos complex, să-l iau de tot de acolo, eventual. Da, mai cheltuie. Doar un gard înseamnă câteva miliarde, vedeți când... Doamne, înseamnă un an, doi. Un gard din ăla să facem prejmuire înseamnă cel puțin un miliard, două. Asta spun eu când să cheltuim banii cu responsabilitate. Dăm un miliard, două să-i băgăm și un piste un an, doi să-i le dăm jos? Nu. Nu trebuie neapărat acolo, că acolo nu învață copiii în spate sus. Acolo vedem gardul, să-l reparăm un pic de la tineretului, iar sus în spate la Veronica Micle nici nu-i nevoie, nu se operează pe el. Școala are teren jos, școala are sală de sport nouă. Ceea ce Roman Vodă nu are. Deci ne preocupăm, dar pentru un obiectiv generos, într-adevăr. Și ultima, eu am înțeles că încă mai este de lucru. Eu am înțeles că încă mai este de lucru, nu s-a terminat. Mulțumesc. Nu? Nu. Vă mulțumesc frumos, vă urez o zi bună.